Noi, în general, cel puțin cu o zi înainte, dar de cele mai multe ori, cu câteva zile înainte, pregătim mapa tuturor proiectelor. Toți colegii ne întâlnim la partid. Joi, de exemplu, câteva zile, luni a fost ședința, joia trecută ne-am întâlnit. A fost pentru prima dată când ne-am întâlnit online, pentru că doi dintre colegi nu puteau ajunge fizic la partid. Am luat fiecare proiect în parte, l-am discutat și fiecare și-a pregătit proiectele la care trebuia să aibă intervenții. Așa mi se pare normal, dar nu ne dăm cu părerea, doar de a ne da cu părerea. În ceea ce mă privește pe mine, m-am oprit la trei aspecte deosebit de problematice pentru Brăila. Zona liberă. Zona liberă pentru Brăila a fost plămânul, oxigenul care a creat din această, din mahalalele lui Panaiti Stratei, un oraș prosper. Cu toții ne mândrim de bursa cerealilor, de ceea ce s-a întâmplat după pacea de la Adrianopole, după plecarea turcilor, după războiul de, în care acest oraș a devenit independent. Ei, și astăzi, această zonă liberă, în loc să reprezinte un furnizor de venituri și de investitori străini, nu este altceva decât o sinecură pentru activul de partid. De ce vă spun acest lucru? Dintr-un buget de venituri de 4.800, în jur de 4.000 sau peste 4.800 de mii de lei, 4.500 reprezintă cheltuieli. Cu alte cuvinte, această zonă liberă nu-și mai atinge scopul pentru care a fost creată. În toată lumea, un parc industrial, o zonă liberă, este furnizorul de venituri pentru bugetul local. La Brăila nu se mai întâmplă acest lucru. Este doar un loc în care se rezolvă sinecurile din partidul stat. În ceea ce privește al doilea proiect pe care eu am dorit să intervin, a fost organigrama primăriei. Este stufoasă, vara stufoasă, dar ce mi-a sărit în privire? Faptul că la implementarea proiectelor toate posturile sunt vacante. Implementarea proiectelor, da? În toată lumea, în toată Europa, astăzi, această organigramă sau în aceste compartimente este un framăt exact ca în urdinișul stucului. La noi, liniște. Și tânărul viceprimar ne-a catalogat ca pe niște neștiutori, ca pe niște oameni care habar n-avem cu... Sunteți doar un profesor de geografie. Doar un profesor de geografie, care are câteva mii de elevi în spate, care are o carieră de 25 de ani, în care nu am nicio secundă și niciun moment de a lăsa capul jos, ba din contră de mândrie, pentru întreaga mea activitate de profesor. Și acest, nu știu, i-aș spune un cuvânt care nici măcar nu este în dicționarul liber, un pițifernic. Este un cuvânt care nu apare în dicționarul limbii române. Și ce înseamnă? Exponentul, un om așa, care își dă cu părerea, dar nu are nicio competență sau, cum se spune, mai nouă expertiză. Este, în schimb, este exponentul celor care se urcă pe crucea, pe Sfânta Cruce, pe monumentul de la eroilor. Acest tip de om, acest tip de caracter, care jignește, fără să aibă niciun noimă, fără să aibă niciun pic de respect, măcar pentru vârsta celor pe care îi jignește.